Am emoții, într-adevăr. N-am avut la concurs cum am acum. Ce pot să zic, a fost o competiție foarte grea. Nu grea, foarte, foarte grea. Mult vânt, mult nisip, mult soare, multă umiditate, dar a fost ceea ce mă așteptam să fie. Locul 4 la general și locul 1 la categoria de vârstă. Este performanța pe care a reușit pompierul botoșenean să o obțină la ultramaratonul Sahara Race. Totul pentru a face cunoscută peste mări și țări problema micuților cu autism. Copiii ce au mare nevoie de sprijin, îngerași și captivi într-o lume a lor. Luni, colegii de la ISUL au așteptat cu flori și cu emoții. A purtat cu mândrie pe umeri tricolorul ce l-a însoțit în toate cele 4 deșerturi, steagul cu care s-a învelit și cu care și-a șters lacrimile, iar în rucsac a adus trofeele și cartea de rugăciuni. Fără lipsă de modestie, vreau să spun că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu și gândurile bune de acasă ca să fim primul român care a alergat în cele 4 deșerturi mari ale lumii. De fiecare dată ne-a fost îngăduit pe lângă un loc frontaș să obținem măcar locul întâi la categoria de vârstă. Numai când spui România, este Iulian de la pompieri care alergă cu o mașină de luptă. Deșertul, din punctul meu de vedere, sau eu l-am însuflețit ca o femeie. Dacă îl faci să te iubească, ai posibilitatea să ieși sănătos din el. În caz contrar, nu știu dacă mai dorești a doua oară să revii. Spune cu voce tremurândă că tot timpul a fost greu, dar cu ajutorul lui Dumnezeu a reușit să se claseze în linia învingătorilor. A plecat din România de la o temperatură de 5 grade și a alergat la 40 de grade în intervalul 30 aprilie 7 mai, zilnic peste 40 de kilometri, iar în a cincea zi aproape 80 de kilometri. Iulian, în primul rând, este un prieten. Datorită lui, într-o mare măsură, am început și eu să alerg. La amator, e alt nivel, dar mă inspiră, sincer mă inspiră. Și sunt mândru că mi-este coleg. Performanța lui se datorează muncii asidue pe care o depune aproape zilnic și a faptului că are alături o familie numeroasă, și anume Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Botoșani și nu implici chiar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Și nu se oprește aici. Eroul de la pompieri își dorește să participe la maratonul din Patagonia. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.